Prima lucrare calitativă, așa cum a afirmat edilul, șef al reședinței de județ, a fost finalizată astăzi, când au fost semnate și documentele de recepție a lucrărilor efectuate pe strada Aurel Vlaicu din Deva și a parcului Cetate. Este cea mai bună lucrare efectuată și o spun încă o dată, subliniez din partea constructorului. Este o lucrare care a respectat toți parametrii tehnici ai proiectului. Este o lucrare din punct de vedere a calității foarte bună și nu o spun numai eu ca și constructor, o spun cetățenii care au văzut această lucrare și nu avem nimic ce ai reproșa nici proiectantului, nici constructorului. De asta sunt astăzi aici, pentru că de obicei nu mă prea duc la recepții finale, la semnături de fișe tehnice. Dar țin să le mulțumesc și proiectantului și constructorului, deci în sfârșit am dat de un constructor serios. O lucrare ca și multe altele pentru societatea noastră. Ne bucurăm că s-a făcut și s-a realizat în parametri optimi, tehnic și calitativ și urăm primăriei Deva cât mai multe investiții de genul ăsta. În rest, toate cele bune. A fost dificil să lucrați? Puțin dificil pentru că s-a lucrat tot timpul sub o anumită presiune, în sensul că am încercat să nu oprim circulația deloc, decât parțial, având în vedere că este o grămadă de instituții în zonă și că nu le perlichităm activitatea. În rest, ok. Într-un termen de 6 luni de zile, zic că s-au făcut destul de mult. S-au plantat inclusiv pomișori decorativi, iarbă, zonă verde. Lucrarea este în foarte bune condiții și sperăm să rămână la fel și mai încolo. Deși au mai rămas doar câțiva stâlpi vechi de iluminat public, reprezentanții urbei spun că în cel mai scurt timp aceștia vor fi scoși. Arată urât, acesta a fost proiectul. Pe viitor eu cred că trebuie schimbat și pe ăsta, într-adevăr e ca nu ca în perete, dar așa a fost proiectul și atunci trebuia respectat proiectul. Lucrările de modernizare a acestei zone au durat aproximativ 6 luni, iar valoarea proiectului a fost de peste 5 milioane de lei și a inclus lucrări de reabilitare trotuare, instalații electrice, sisteme de irigație a zonelor verzi, amenajări peisagistice, mobilier stradal și lucrări pentru siguranța circulației.